Copiii care s-au înscris la tabăra de creație Vara pe uliță organizată de Muzeul Satului au avut astăzi parte de câteva ateliere surpriză. Pe lângă activitățile obișnuite legate de meșteșugurile tradiționale, ei au participat la atelierul de jurnalism organizat de Trinitas TV și Radio Trinitas. Mă cheamă Marina Ana și suntem în direct la Muzeul Satului. Cei mici au avut ocazia să afle câteva dintre secretele meseriei de jurnalist. Mi se pare extrem de important și extrem de eficient ca acești copii care vin la noi la tabăra de creație Vara pe uliță să învețe pe de-o parte să se exprime, pentru că asta fac în cadrul acestui atelier de jurnalism, pe de altă parte să știe că exprimându-te și spunându-ți gândurile trebuie să ai o anumită ștachetă morală și o anumită ștachetă intelectuală. Deci ei învață să-și prezinte colegii din tabără, învață ce înseamnă jurnalismul și mai ales învață ce înseamnă un anumit tip de jurnalism, nu jurnalismul de cancan, nu jurnalismul care face rating cu orice preț, ci acel jurnalism pe care noastră îl faceți la Radio Trinitas și la televiziunea Trinitas, acel jurnalism obiectiv și intelectualist, a spune. Este de fapt vorba de ateliere de jurnalism în cadrul cărora cei mici, participanții, vor avea ocazia să învețe cum să fie reporteri pentru o zi, vor avea ocazia să facă poate primele reportaje din viața lor, pe care ulterior le vor vedea pe posturile Patriarhiei Române Radio și respectiv TV Trinitas. De asemenea, la atelierul de radio, cei mici vor avea ocazia să facă exerciții de dicție, după care, așa cum am participat astăzi la prima ediție a acestor ateliere, cei mici au reușit să fie reporteri și au realizat materiale frumoase pe care le vom difuza în cadrul programelor Trinitas TV. Atelierele Trinitas de aici, de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, din cadrul taberei Vara pe uliță, se vor desfășura pe tot parcursul acestei tabere până pe 11 august, în fiecare joi. Așadar, la pauza de prânz, între orele 12 și 13, cei mici, dar și părinții, bunicii, sunt invitați, de ce nu, să participe la aceste ateliere pregătite de Radio Trinitas și Trinitas TV. În timpul atelierului de jurnalism, copiii au luat interviuri celorlalți participanți și au aflat despre celelalte activități interesante din tabără. Doamnelor și domnilor, pe mine mă cheamă Ioana Constantin și suntem la Muzeul Satului, la atelierul de țesut pe Vara pe uliță și eu o să vorbesc cu colega mea, Teona. Bună, Teona! Bună, Ioana! Ce mai faci? Eu fac bine. De cât timp ai venit în tabără? Asta e primul meu an și cred că o să mai vin la același atelier. Cum te numești? Cristina Mihaela. La ce lucrezi? Sunt la atelierul de podobe populare și lucrez la o brățară. Foarte frumos! De când ai venit aici? Sau e prima oară? Vin de 3 ani aici. Și în fiecare an merg la podobe populare. De la ce vârstă ai început să faci aceste podoabe populare? De la 7 ani. Impresionant! Suntem la Muzeul Satului, la tabăra de creație Vara pe uliță și vom merge să descoperim un nou atelier. Ce organ? Limba, adică? U? Nae! Bună! Bună! Ce faci aici la aici Muzeul Satului? Mă joc cu copiii, învățăm un joc foarte frumos care se numește Jocul Simțurilor. Ce învață copiii? Ce să învățe copiii? Învață să-și folosească simțurile în mod corect. Câte simțuri avem, copii? 5. Care sunt? Să vezi că le știu. Care sunt? Hai să vedem. Văzul, gustul, mirosul, auzul și pipăitul. Ai văzut? Asta facem noi, învățăm gusturile și pentru că ei cu această ocazie încearcă să le conștientizeze. Cu toții știm de ele, dar nu tot timpul le conștientizăm. Și asta încercăm noi să facem acum, să le conștientizăm. Peste 1000 de copii și tineri sunt așteptați până pe 12 august să participe la surprizele pregătite pentru ei de Muzeul Satului. Ce înseamnă pentru tine Vara pe uliță? În 3 cuvinte. Pentru mine Vara pe uliță înseamnă distracție, mult aer liber și
multe surprize. Vara pe uliță este cea mai minunată tabără în care am fost eu vreodată. Ajunsă deja la cea de 24-a ediție, tabăra de creație Vara pe uliță este brand de țară din anul 2007 și reprezintă o alternativă de a petrece vacanța de vară în București într-un mod educativ. Eu sunt Teona, Nițu și vă mai aștept și data viitoare. La revedere!